Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Norocosul. Ce, nu-mi pare rău, crema pentru acne nu are efect pe pielea ta. Ai nevoie de niște șmirghel și de o torță. Iar tu ai nevoie de o lobotomie, măscăriciule. Și ce ai de gând să faci pentru audiția spectacolului? Eu mă gândeam să fac un număr de dans. Nu știu, mă pricep la atâtea lucruri. Horoscopul nostru! Horoscopul? Bih! O să vă moară părul! Înțelegeți, nu? O, termină, domnule septic! Nu-mi spuneți că voi chiar credeți în porcăria asta, nu pot să cred. Suntem profunde și implicate spiritual. Tu ești superficial și egocentrist, de aceea noi credem și tu nu. Bine, Terry. Și oricum, cerurile nu mint niciodată. Da, sunt prea preocupate să râdă. Horoscopul meu spune: răspunsul este da. Da! Asta înseamnă că Craig o să meargă cu mine la dans. Greșit! Întrebarea este: sunt urâtă și toantă? Cumva? Rectific. Probabil că întrebarea era ceva de genul: o să fiu înțepată continuu și dureros de viespi astăzi sau nu? Nu pot să cred ce credule sunt Jen și Terry. Nici măcar nu-și pun șosete înainte să afle dacă scrie asta în stele. Apropo de naivitate... Hei, Lori! Am un articol super pentru ziarul școlii. Un puș din zonă devine prim-ministru. Oh, da? Cine? Eu! Adică tu ești prim-ministru? Nu încă, dar mi-a citit o ghicitoare în frunze de ceai și mi-a spus că am un viitor strălucit în politică. Haide, o să-ți dau chiar acum un interviu. Tontul de Jervis. Nu vine să cred câtă lume pică în plasa asta, dar... mi-a venit o idee pentru o farsă din domeniul paranormalului. Pentru că eu sunt maestrul farselor de pretutindeni. Nu-i așa, colega? Bineînțeles. Și de aceea, ziarul școlii are nevoie de mine ca să scriu acest articol despre horoscop. Vă atașez alături CV-ul meu, bla 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 bla. Am spus că ai lucrat ca asistent al stră nepotului lui Nostradamus. Știi cum, îi luai gogoși și îi plăteai facturile? Excelent! Prevăd că voi fi angajat pe loc. Și-ar trebui să mă angajez pe mine ca noul tău astrolog? Ar trebui să rămân anonim cu darul meu totodată? Este un blestem. Toată corespondența trebuie trimisă și primită prin e-mail la astrologulanonim.com. Wow! Valetul Houdini! El sau ea este angajată! Dar cred că deja știau asta. Asta e! Să înceapă farsa astrologiei! O să-i faci praf la audiție. Parcă ai fi o găină zăpăcită pe patine de hockey. Și când începe astrologul Anonymous să lucreze? Mai întâi, micul meu asistent vrăjitor, trebuie să adunăm toate zodiile lor. Craig? Antrenorul comandă de sur, nu-i pentru sportivi, așa că are nevoie de ziua ta de naștere ca să ia măsura potrivită. Oh, sigur, 29 august. Oh, asta a fost o zi importantă în istorie. Mersi! Cum o să-și dea seama ce măsură port după data mea de naștere? Wow, Andy, n-am văzut pe nimeni niciodată în viața mea care să vadă atât de clar viitorul.
Salut, băieți! Ce e asta? Oh, asta este bila norocoasă. Este, cum să-ți spun eu ție, ca un oracol. Vine din singura sală de biliard din Tibet. Da, unde se distrează toți călugării. Se spune că numai oamenii foarte implicați spiritual pot să-i adreseze o întrebare. Pot să încerc? Te rog! Te rog! Bine, de ce nu? Pune întrebarea și apoi scutură pentru răspuns. O să fiu într-o bună zi primul ministru al Canadei. Nu-i niciun răspuns. Am uitat că trebuie să-ți spun asta. Spune numele, data nașterii, melodia preferată de 3 ori și apoi poți spune întrebarea. Știi, e mai special așa. Jervis Mead 3 iunie snowbird. Jervis Mead 3 iunie snowbird. Jervis Mead 3 iunie snowbird. O să fiu într-o zi primul ministru al Canadei. Wow, n-aș fi crezut niciodată dacă n-aș fi văzut cu ochii mei. Salut! Stați! Eu nu am văzut! Hei, păcăliciule! Hei, salut, Lichenlich! Ce? Vrem să știi să avem o discuție, Larkin. Ia zi, ce e în dulapul ăla, a? Dulap? Care dulap? Dulapul ăsta! Te rog, nu mă face să-l deschid! Bine, bine! Hei! Aveți, știi, o petrecere? Ei, noi vrem să facem o petrecere surpriză, dar acum s-a stricat totul. Surpriză? O petrecere surpriză pentru tine, Lick. Hei, astăzi nu e ziua mea. A mea e pe 8 februarie. Am spus Lick? Am greșit, iartă-mă, vreau să spun Lick. Dar știi, ziua mea este pe... pe 1 august. E, nu vă faceți griji, o să păstrăm totul până atunci. Super, mersi. Întotdeauna am crezut că ăștia doi sunt un experiment prost. Pești, numărul tău norocos de astăzi este 2. Iar numărul tău ghinionist este tot 2. Genial, oh, misteriosule. Spank, care-i problema? E speriat? Probabil a văzut-o pe Jen nefardată. E mai rău decât Jen nemachiată. E Jen complet afonă. Îmi pare rău, băiete. Asta e o cruzime față de animale. Sau cel puțin așa sună. Apropo de cruzime, am ajuns la perfect cu horoscopul. Perfect, maleficul meu asistent. O să fie minunat. Fiecare copil din școală o să se agațe de cuvintele mele. Oh, înțeleptule Andy, ce să facem acum? Să-i punem pe copii să ne dea banii de mâncare sau să le băgăm capul în toaletă? Mai întâi băgați-le capul în toaletă și apoi banii o să le cadă din buzunare, am zis! Wow! Știi, asta e profundă! Normal! Așa, ia să vedem, să continuăm. Berbec, îți place ceea ce vezi și vezi ceea ce îți place? Vag, omule! Taur, pantalonii nu o să te ajute! Rămâi la blugi. Dar îmi plac pantalonii. Gemeni. Gemeni. Banii o să cadă din cer. Banii o să cadă din cer. Asta sună bine. Hei, Jervis, fiecare bănuț de la fiecare cutie poate o să faci și tu un leu. Ce zici? Se pare că astrologul Anonymous are dreptate. Hei, v-ați citit horoscopul? Ar trebui, acest astrolog Anonymous e extraordinar. Hei, ia uite aici. Leu, o să fii mai plăcut, știi, mai popular decât niciodată. Dar despre vărsător ce zice? Vărsătorule, o să fii mai plăcut, știi, mai popular decât niciodată. Hei, e atât de ciudat!
de înfricoșător. Ua, e o porcărie. Toată lumea știe că suntem populari. Salut! Vezi? Haide, să batem pe unul mic și pricăjit. Marș! Cărați-vă, boteilor! Ciur vreau oare? Parcă știi, ne-ar urmări. Ai auzit? Fugi! Se pare că sunteți mai popular ca niciodată, băieți. Da, pentru câini. Crezi că faptul că le-ai umplut ghiozdanele cu mâncare pentru câini are vreo legătură cu asta? Unde aleargă așa Lic și Lici? Câinii sunt mereu în mișcare. Spune-ai citit noul horoscop până acum? Ia spune. Nu încă. Ia vezi ce spune la scorpion. Cum de știi că sunt scorpion? Te-am auzit spunând ceva despre asta când erai în partea cealaltă a curții școlii, mă rog, acum câțiva ani. Scorpion, iubirea este în fața ta. Chiar așa este. Chestia asta nu o spun toate horoscopele? Wow, așa e. Te-ai gândit ce o să prezinți la audiție până la urmă? Nu, n-am nicio idee. Poate că o să-mi spună horoscopul. Rac, rețeta ta pentru dragoste? Chiftelele! Ce vrea să însemne asta? Poate că e unul dintre psihologii aia misterioși pe care i-am văzut la TV. Hei, Craig! Chiar îmi pare rău. Ai pățit ceva? E bun. La revedere. Astrologul Anonymous e genial. Rețeta mea pentru dragoste a fost cheftelele. Dacă poate să-mi prezică viața intimă, atunci ceea ce va trebui să fac la audiție e floare la ureche. O să trimit un e-mail la ziar și o să-l întreb. Așa că, în marea ta înțelepciune, spunem ce ar trebui să fac pentru audiția de la școală. Cu stimă, Jane Nervoasa din clasa noua. Înțelegi? Ha-ha, nu pot să cred! Ce oportunitate! Deci, Jane, mă vrea! Adică, mă rog, pe astrologul ăsta Anonymous ca să-i spună ce să facă, da? Ei, trebuie să fie penibil. Umilitor, dar pe deasupra... Nemaipomenit de penibil și umilitor. Evrica! Este ceva ce super talentata, super populară, nemaipomenita Jane Larkin nu poate să facă și nu vrea să afle nimeni că ea nu poate să facă asta. Există așa ceva? Da! Să cânte! Și pentru ultima lovitură avem nevoie de audiență mare pentru debutul muzical al lui Jane. Mă rog, și de dopuri industriale pentru urechi. Jane, ce s-a întâmplat? Pari îngrijorată. Am primit răspuns de la astrologul Anonymous. Ascultă, dragă nervoasă din clasa a noua, cântă din tot sufletul și talentul tău va fi auzit. Dacă faci asta, vei ajunge renumită. Și care e problema? Cântatul, nu sunt sigură că este cel mai bun talent al meu. E clar că nu ți-ai citit horoscopul pe ziua de azi. Aveți îndoieli? Dați-i drumul! Chiar așa scrie? Bine, o să o fac! Hei, Lori, ai citit ceva bun în horoscopul ăla? Da, și cred că o să fac exact ce scrie acolo. Vorbești serios? Scuză-mă. Ce mai scris în horoscopul ei? O să-ți pierzi mințile după cineva cu inițialele AL, înțelegi? Andy Larkin. Sau Alan Lehman. Fraier. Mă întrebam dacă tu ai vrea, mă rog, să ieșim cândva.
Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta. Acest astrolog anonimus are numai prost în cap. Nu știu ce să zic. Horoscopul meu e bun. O să ieși cu cineva care are inițialele LM și o să te considere drăguț și fascinant. Și? L? M? L? M? Lori Mocni? Andy este astrologul anonimus. Trebuia să-mi dau seama. Andy, nu știu ce să zic. Uite, magazinul de costume s-a închis și asta e tot ce am putut găsi. Dar cuptorul? Bine, lasă cuptorul. Bun, audiția lui Jen trebuie să înceapă. Se aducem pe toți în sala de sport. Gata! Oameni buni, priviți, priviți, este astrologul Anonymous! Și se duce la sala de sport ca să vadă o bucățică de viitor! Pare curat astrologul ăsta! Lasă-mă, lasă-mă! Vezi că să-ți trag acmeia? Așa, misteriosule și atot știutorul astrolog Anonymous, cum crezi că se va termina farsa asta? Ia spune! Cine? Ai scris o grămadă de minciuni și m-ai făcut să reacționez prostește în fața lui Ellen. Foarte bine! Adică, mă rog, nu știu ce vrei să spui. Știi foarte bine ce vreau să spun și va trebui să le povestești tuturor. Bun! Bine, vin imediat! Nu am terminat încă! Jen, ce ai de gând să faci pentru audiție? O să cânt un cântec pe care l-am compus. Bine, când ești gata? Tu ești bucuria mea, soarele meu, sunt fericită că existi. Tu ești lumina mea, motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineață. Ascultă! Nu, tu să asculți, Andy Larkin. Vreau să spun că îmi pare rău pentru ieșirea mea de adineauri. Trebuie să recunosc că ai fost fantastică, Anonymous astrologul. Chiar ai har. Mersi, Lori. Înțelegi, chiar am fler pentru asta. Da, cine altcineva putea să facă toată școala să creadă horoscopul ăsta făcut în glumă? Prevăd un viitor întunecat și dureros pentru tine, Nostradamus. Prinde-mă dacă poți. Nu e nevoie. Pot să aștept aici până la infinit. Între timp, ce-ar fi să-ți cânt o serenadă? Oh, nu! Tu ești bucuria mea, soarele meu, sunt fericită că existi. Tu ești lumina mea, motivul pentru care mă trezesc în fiecare dimineață. Nu prevăd niciun contract cu o casă de discuri în viitorul ei.